Salutare, prieteni, și bun venit pe canalul meu. Numele meu este Marius și astăzi vreau să facem un review la acest aparat de ras OneBlade de la Philips, se poate vedea. Bineînțeles, o să vă atașez aici frumușel cum vine pachetul în magazin. Este modelul cel de 60 de minute, sunt mai multe modele. Ăsta este cam, să zicem așa, prima generație de aparat de ras. Am lăsat intenționat să crească și barba, bineînțeles, să vă arăt că, sincer, o să vorbim mai mult despre minusuri și plusurile care le are acest aparat de ras, să zicem așa. O să facem și o probă, o să ne și reberberim, să vedem câte minute ne ia să ne berberim. Oricum ne va lua câteva minute, nu foarte multe. De obicei îmi iau undeva în jur de 5 minuțele să mă berberesc cu acest aparat. Bun, avantaje care sunt, care le-am văzut un an aici. Eu îl folosesc de în jur de 2 ani de zile. Am cumpărat undeva în jur de 4 capuri de genul ăsta care să scot de aici. N-am să-l scot acum. Ce să vă mai zic despre el? Avantaje. Sincer, au, am uitat că nu-i pornit. Nu las, să zicem așa, nu ți ies, nu-ți faci rând pe față, nu ți ies coșuri. Te ras foarte ușor, nu-ți trebuie apă. El poate folosi rezistență și la apă, e waterproof. Deci asta, să zicem, are un avantaj. Alte avantaje care le mai are. Bateria ține enorm de mult, undeva 60 de minute. Gândește că ți iau undeva maxim 10 minute dacă vrei să te faci, nu știu, pe piept, pe spate, ai păr pe spate. Să zicem că consum 10 minute și eu îl folosesc cam o dată pe săptămână sau o dată la 2 săptămâni, nu știu cum mi se nimerește. Fața mișto că față de un aparat normal, dacă se poate vedea aici, are o lamă. Și chestia asta se lasă, sincer, rămâi cu pielea foarte fină. O să vedem împreună treaba asta. În special ce are minus. Hai să mai zicem ultimul plus care îl are și capul ăla ca gen, dacă nu vrei să dai barba jos, ai diverse mărimi, ai 1, 2 și 3. Până la mărimea 3. Dar în rest cam astea despre el. Chestii bune. Hai să vedem și chestiile rele. Bun, se pare că m-am mutat în living pentru că se auzea foarte necoș și nu era ok. Hai să vorbim despre minusurile care le are acest aparat. Bine, nu că e un minus din punctul meu de vedere. Capurile astea trebuie schimbate odată la 3 luni pentru că, să zicem, te agață la un moment dat. Adică vorbim sincer, chiar te agață. Adică gen, poate, nu știu, se apropie să descarce bateria și începe să te agațe de barbă și devine neplăcut. Deci eu zic că undeva la 3 luni, cum l-am folosit eu intens, este suficient. Adică este ok să schimbi acel cap. Capurile le găsești în magazin, le-am găsit la Altex, undeva la vreo 120 de lei două capuri. Deci jumătate de an să zicem că ai scăpat, nu mai ai de umblat. Este foarte comod, îl folosești foarte rapid, o să facem și noi o probă, vedeți că am deja o leacă de barbă și o să o facem toată și să vedem procesul. Dezavantajul că dacă te faci în ghiuvetă o să leși foarte multe fire de păr și după aia cred că e ceva neplăcut să te apuci să le strângi. De asta prefer, nu știu, eu de obicei când îl fac în duș pentru că mi se pare mai comod din punctul ăsta de vedere sau sincer, nu știu, cred că un spațiu liber, nu știu, în curte unde ai putea să te faci. Ideea e să poți să-l strângi ușor. Ghiuveta fiind albă și firele de păr fiind negre sau blonde, cum fie ele, e migălos, te-a pus să le ștergi, după aia trebuie să ștergi ghiuveta foarte bine și cu hârtie ca să iei toate firele de păr. Nu știu, cel mai comod cred că este în duș, în cadă să te faci, pentru că el este ok pentru apă. Sau dacă gen folosești capul, orele alea anti-adaptoare, nu le am la mine acum, cade șansele de, cum se cheamă, de fire de păr, pentru că îți mărim și practic tot firul părului este ținut de acele suporturi care vin aici în cap, pose. Altceva, ce să vă zic, încărcarea este normală, cum se știe, am încărcătorul lui. Se încarcă destul de rapid, cred că undeva în jur de o oră ai bateria full. Eu, sincer, nu l-am mai încărcat de, nu știu cât să zic sincer, de vreo 2 luni, deci nu e o chestie care trebuie să o încarci foarte des, că o folosești foarte puțin. Să zicem că vrei să-ți faci un model pe barba aici, frumos, și-l poți să-l faci fără nicio problemă. Nu știu, îl recomandă dacă genul îți place să ai barba mereu fresh, nu te irită, asta să zicem că e un avantaj. Deci, nu știu, are aceeași, să zicem, 80%, 90% același efect cum te-ai face cu bigul. Mă refer să rămâne pielea.
Dar acum depinde de fiecare cum preferă. Că, da, ideea e să nu mai vezi barba asta deloc pe față. O să probăm, mergem să probăm, nu mai pierdem timp. Cred că cam astea sunt avantajele și dezavantajele acestui aparat. Eu, sincer, l-ador, îmi place foarte mult, dar, gen, să zicem, nu știu, aș vrea să mă fac pe piept. Cred că ar trebui să folosesc ceva mai... Asta, la un moment dat, nu o să mai facă față, că să vă zic minusul care este. Minusul ăsta, dacă gen ești transpirat, nu reușește să mai prinde firele astea din partea asta care sunt mai mici. Și recomandat e să încep din partea asta și pe aia se duce în sus. Asta este prima generație. Deja au mai ieșit încă două generații. Este și cel Pro, One Blade Pro. Sunt mai multe generații. Este și al treilea generație, cred că, sau a patra, nu știu exact. Este și cu display, îți arată autonomia bateriei și mai multe alte funcții. Dar, sincer, eu sunt mulțumit de cel clasic, își face treaba, nu am ce să zic. Bă, și cam atâta. Hai să vedem ce specificații are aici, în mare parte. Nu știu dacă scrie amperajul bateriei, nu scrie că este un Philips HQ850, asta ar fi modelul. Este produs în Indonezia. Ok, are undeva la 8W, 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 da. Și ce să mai vedem de pe aici? 8W și 2, nu știu ce vrea, 2V. Nu, 8V, 8W gen și 2K, W. Nu știu cum se traduc. Dar în rest nu scrie autonomia bateriei. Câți amperi are. Bineînțeles, cu toate detaliile o să le găsiți pe site. Aici avem și un desenel, dacă se poate vedea, nu știu dacă focalizează. Ne arată că este pentru duș, arată un duș, o cadă pe aici, pe spate. Eu chiar l-am folosit în duș și... Ia stai. Deci nu vrea să focalizeze. Da, e mai greu cu telefonul să focalizeze așa bine. Altceva n-am nimic de zis, chiar l-am folosit în duș și de multe ori și n-am întâmplat probleme să fie să defectez dacă îl bag în apă. Cu cel curățăm după utilizare. O periuță cât de fină, o-l curățați frumos și în zonele astea, cel puțin aici intră foarte multe fire de păr și e greu de scos. O periuță frumos cu niște apă, l-ai curățat și ăla este. Poți să-l bagi la încărcat sau poți să-l pui în dulapul unde ți-i, zicem, chestiile de berberit. Sau unde ți-i mai comod. Bun, hai să nu mai pierdem timp, să mergem să mă berberez, să vedem cum facem. O să merg în duș pentru că mi este mai comod, nu vreau să fac fire de păr, că după aia totul le strâng și mie mi este migălos să strâng fire de păr, mai ales. Hai să mergem să vedem. Bun, se pare că am intrat și în dus. Bine îmbrăcați. O să pornim aparatul și o să vedeți în cât timp o să mă fac și după aia o să ies din duș și căutăm o lumină mai bună să vedeți rezultatul final. Prima o să lăsăm normal să vedeți tot procesul în mare parte și după aia mă apuc să-l dau mai rapid. Să începem cu partea asta. Se pare că am terminat. Sincer, rezultatul este foarte mulțumitor. Fără iritații. Ideea acum ar fi foarte bine să vă spălați pe față. Pentru că mai sunt fire de păr care au rămas. Cel puțin pe tricoul meu, bineînțeles, nu o faceți îmbrăcat. Eu am făcut îmbrăcat. Dar nicio problemă. Să băgăm acest tricou la spălat și rezolvăm această problemă. Bun, hai să vă arăt normal. Dacă vă făceați în ghiuvetă, ce se întâmpla? Cum umplați voi ghiuvetă? Eu am făcut în duș, am intrat în duș, m-am făcut înăuntru. Bineînțeles, asta poți să o faci înainte de să dai drumul la duș. Este destul de ok. Hai să vă arăt cum arată toată treaba și ați văzut că m-am făcut. N-a durat mai multe de 3 minute și un pic. Hai să zicem 3 minute rapid. Dar maxim poate să dureze undeva la 5 minute. Nu simt o iritație pe pielea asta, să zicem, din avantaj. Dar dacă fac așa, mă trezesc cu niște fire de păr. Pentru că este foarte bine să vă vezi, cred că se vede. Să vă clătiți.
Vă spălați, bineînțeles, voi vă apucați să faceți duș și totul ok. Puteți folosi și un parfum aftershake, ceva, o cremă de barbă, este recomandat. Din punctul meu de vedere, așa folosesc, să obții o piele mai fină, ceva să hidrateze pielea. Cam atât. Hai să vă arăt cum arată în duș. Asta s-a întâmplat dacă lăsam eu. Cred că se poate vedea. Asta se întâmpla dacă mă făceam un ghivete. Bun, cam asta a fost tot. Vedeți și voi rezultatul. Este ok. Bine, mai ce niște fire de păr care după ce fac duș va dispărea. Sau posibil mi-au mai rămas câteva, dar n-am reușit uitându-mă numai în telefon. Tot ce am filmat 3 minute și ceva, dar numai că eu o să dau mai repede clipul. 3 minute jumate a fost în total. Dar undeva la 3, la 3 minute până la 5 minute ați iau un berberit. Gen, dacă m-aș apuca să mă berberesc așa de repede cu un bic, aș folosi, de obicei eu folosesc gilet, ăla cu 3 lame. Ori cel albastru cu gri, mi s-au părut foarte bune, sau mai sunt alea cu două lame, dar sincer dezavantajul care l-am la alea, simt o leacă pielea mai, nu știu, o simt puțin aspră, da, simt așa parcă am luat prea mult și chiar z obligat să folosesc o cremă. Asta nu este obligatoriu, este ceva opțional. Eu care o folosesc eu pentru mine, o cremă hidratantă de față este suficientă. Altceva, ce să vă mai zic, referitor cu bigul. Bigul, gen, dacă mă făceam așa de repede, aveam posibilitatea, ba, să-mi curgă puțin sânge, ba, să-mi fac o rană și așa nu mi-am făcut nimic. Având aici, nu știu dacă se poate vedea, un fel de coș, dacă mă făceam cu, să zicem, cu bigul, aveam riscul să sparg acest, nu știu, coș, ce mai este el pe aici. Și cu siguranță îmi făceam o mică rană. Și asta este, cred că, o chestie neplăcută pentru mulți dintre voi să simțiți chestia asta. Poate nu este dureroasă, dar este neplăcută să aveți chestii de alea. Ideea, dacă folosiți niște biguri ieftine, am încercat și biguri no name, firme ciudate care, na, poate și altele, dar cele la gilet m-au, să zicem așa, mulțumit. Dar de când am aparatul ăsta, sincer, o am, nu știu, eu îl folosesc numai pe ăsta în mare parte. L-am folosit acum, îl mai folosesc peste o săptămână și tot cam așa țin, continue procesul. Deci poți să te duci și 2-3 luni. Eu am 2 luni de când l-am pus la încărcat și încă funcționează super ok. Dacă vedeți că puțin agață, e posibil să descarce baterie. Dar baterie e foarte fiabilă, adică nu se defectează, ține foarte mult, chiar am două aparate asemănătoare. Și posibil pe viitor o să fac upgrade la modelul următor, adică măcar seria a doua. Are o chestie în plus, dar când o să-l cumpărăm, o să facem review și o să vă zic după ceva timp cum mi s-a părut. După 2 ani asta am fost foarte mulțumit. Ce să zic, nu știu, cred că nu este ceva mai bun pentru mine momentan, adică cât e comod mi este să fac toată treaba asta, să mă berberesc cu asta, nu știu dacă am găsit ceva, mai sunt aparate de berberit. Dar, nu știu, nu eram așa de mulțumit ca asta, asta gen îmi las o piele destul de, îmi ia chiar tot felul de păr, știi? Da, cam atât. Cam asta a fost tot. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să apăsați un like, să dați și voi un share la acest clip și ne vedem foarte curând cu alte noi clipuri. Lăsați în sugestia de comentarii ce clipuri vreți să vă mai fac review-uri. Vorbim de big-uri, vorbim de, nu știu, dați-mi niște idei și o să revenim. Eu vă salut. Pa, pa, prieteni!